Serviciul de recuperare și reabilitare neuromotorie pentru persoane cu handicap funcționează din luna august 2015. Ca urmare a finalizării proiectului din fonduri structurale Centrul Social Multifuncțional de Resurse și Servicii pentru Adulți cu Handicap Târgoviște. Așa cum știți, această clădire a fost reabilitată printr-un proiect pe fonduri europene. Înseamnă serviciile care se adresează persoanelor adulte cu handicap, dar și două centre de recuperare. Un centru pentru proceduri pe probleme reumatice și un centru pentru boli psihice. Serviciul dispune de spații special amenajate și adaptate pentru diversele activități și tipuri de terapii oferite. Cabinet de consultații medicale și tratament, sală de kinetoterapie, sală de balneoterapie, sală de fizioterapie, electroterapie, magnetoterapie și ultrasunete, sală de masaj, cabinet de consiliere psihosocială. Serviciul are un grup țintă reprezentat de persoane cu handicap cu măsură de protecție stabilită de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dâmbovița sau de altă comisie județeană în condițiile legii. Toate persoanele care accesează aceste servicii au o măsură de protecție stabilită de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv admiterea într-un centru furnizor de servicii de recuperare și reabilitare neuromotorie. Sunt identificate în special persoanele în cursul procesului de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap, constatându-se la aceste persoane nevoi de recuperare și reabilitare neuromotorie. Serviciul de evaluare complexă recomandă furnizarea de astfel de servicii, comisia stabilește măsura de protecție, iar persoana prin cerere scrisă adresată depusă fie la sediul serviciului, fie la registratura Direcției de Asistență Socială, solicită accesarea serviciilor. Serviciul asigură beneficiarilor următoarele: consultații medicale de specialitate, evaluarea complexă a statusului funcțional și a potențialului de recuperare neuromotorie, supravegherea stării de sănătate, proceduri specifice de recuperare, reabilitare neuromotorie, precum electroterapie, magnetoterapie, ultrasunete, balneoterapie și masaj, kinetoterapie și reeducare motorie, informare, consiliere și mediere socială.